Băi, Dorin, tu ai dreptul să faci sex, dar ea trebuie să asculte pe tine. Mă îmbrac de la second hand. Din banii câștigați plătesc mass media ca să fiu invitat la emisiuni. Și asta e normal? Da, la noi, la moldoveni, ca la nimeni. Fală, primul plan, da? Cât mai multe cheltuială, cât mai multe păcăzuhă de asta, să arăți că... Oricum e să fii popular? Preot. Nu m-am simțit niciodată preot popular, doar că toată chestia aceasta mă face pe mine să fiu mai responsabil, să fiu mai atent la ceea ce fac eu și același lucru sugerez și băiatul este mai mare. Zic, vezi că toată lumea știe că ești fișorul părintele Maxim de la Ghidighici, ai grijă și tu cum te comporți, că după tine o să facă impresie și despre părintele Maxim, respectiv despre toată biserica ortodoxă. Dar cum a devenit cunoscut părintele Maxim? După părerea mea, cred că cea mai mare explozie a avut loc după Dora Show. În seara respectivă, când a fost difuzată emisiunea la care am participat eu, am avut solicitări în prieteni pe Facebook, peste 800 de solicitări. Ceea ce mi-a dat să înțeleg că totuși a fost o bombă, o explozie. Știu că acolo ai fost DJ. Da. În general, de ce ai acceptat să mergi la o asemenea emisiune și provocarea asta? Pentru că pentru un preot să meargă să fie DJ într-o discotecă e destul de neobișnuit. Preotul este la fel om care ascultă muzică, care cântă, care are nevoie și el de minute de distracție, de relaxare, de meditație, ca și orice om. Și muzica pentru mine este foarte importantă. Am îndrăgit muzică, independență de dispoziție, eu ascult această muzică. De exemplu? De exemplu, muzică electronică și muzica rock. Și n-ai văzut că am cântat și la final la Dora Show și un hip-hop. A fost o provocare frumoasă. Provocarea asta de a merge la Dora Show, cu siguranță au apărut și mai multe comentarii răutăcioase, inclusiv din rândul colegilor de breaslă. Care au fost? Am avut comentarii și în public, am avut și mesaje în privat de diferit caracter și chiar cu amenințări. Fleapă de preoții, nu dă de rușine biserică ortodoxă. Am avut mai multe discuții de genul respectiv. Nu mă simt absolut vinovat, nu mă simt absolut înstrăinat de regula bisericii, n-am făcut nimic urât, n-am ieșit din normele, canoanele bisericii, doar că am vrut să demonstrez, uite că preotul poate să fie un pic altfel. Regreți pentru că ai mers acolo și ai acceptat? Nu, deloc. Dacă aș fi avut o altă invitație, aș accepta cu mare drag. Nu te temi că într-o bună zi o să vină oameni de aici din sat, care nu obligatoriu împărtășesc valorile astea și nu consideră că preotul care îi reprezintă pe ei aici ar trebui să fie atât de prezent în spațiu public. Efectiv să vină să fie foarte agresiv, să te scoată în furci de aici. Pentru că am avut cazuri când preoții efectiv erau blamați și nu li se permitea să intre în biserică, chiar recent. Ce să fac? Întru toate îmi pun nădejde în Domnul. Dacă Dumnezeu va vrea că eu să continu slujba aici, voi face. Dacă nu, nu voi ieși și eu cu furcă și nu voi sări cu pumni la bătaie ca să apăr. Eu tot ceea ce fac, nu fac pentru mine, ci fac pentru comunitate. Și atâta timp cât comunitatea acceptă lucrul acesta și susține, eu sunt convins că fac lucrul corect. Nu fac pentru mine, pentru PR-ul meu. Eu nu câștig absolut nimic de la asta, nici bani, nici altă formă de fericire. Ce nu-ți permite să facem post? Ca să fii foarte clar, pentru că suntem în preajma sărbătorilor pascale, se termină postul, dar vor urma și altele. Nu doar în post ne abținem de fumat, de înjurat, de bătut, de băut și multe altele. Dar trebuie să fie o continuitate. Pe mine personal nu mă interesează dacă ai ținut post sau nu. Asta este treaba fiecărui creștin în parte. Un subiect tabu pentru Republica Moldova. Toți suntem să discute despre asta de parcă ar fi ceva inexistent. Sex nu exista în perioada sovietică. Dar nu există nici în Republica Moldova acum. Dar să vorbești în post, că nu-i voie să faci sex, să întreții relații sexuale cu soția, iubita, partenera, numim asta cum vrem. Ce spune biserica? Un singur
hai să spunem așa, motiv care poate să ne oprească să avem relații conjugale este învoirea ambilor părți. Dacă soț, soție sunt convinși că da, pentru o perioadă de timp îi pot lăsa relații conjugale, atunci ok. Atunci când unul se face mai evlavios și rupe relații cu soțul sau soție, deja apare un motiv pentru certuri, ceea ce nu trebuie să fie într-o familie sănătoasă, într-o familie normală, și în cazul respectiv soții trebuie să se înțeleagă, să învoiască singur. Eu, în calitate de preot, nu pot fi moderator în această situație. Spun, băi Dorine, tu ai dreptul să faci sex, dar ea trebuie să asculte pe tine, că soția ta. Nu există așa ceva. Dar de ce, în general, biserica din Republica Moldova sau o mare parte a preoților sunt atât de reticenți în privința subiectului ăsta? De ce le fric să vorbească despre sex, despre relații conjugale? De ce avem așa atitudine, nu știu, repulsivă în raport cu fenomenul ăsta? Nu știu dacă sunt consecințele epocii sovietice, când, cum ai spus, că nu a existat sexul, sau așa este mentalitatea noastră, că o mamă este pusă într-o situație atât de dificilă în biserică, că nu are voie să lapteze în biserică, trebuie să iasă afară, parcă nu toți ne-am lăptat din sânul mamei, nu are voie femeie să intre, mamă să intre la botezul propriului copil, deși au purtat sarcina și au avut acele dureri și suferințe în timpul nașterii. Parcă ar fi ceva urât, parcă ar fi ceva strașnic, dar cum să vorbim noi despre ciclul menstrual în biserică? Dar cum să vorbim noi despre avort? Cum să vorbim noi despre educația copiilor? Păi, suntem... cum să vorbim despre asta? Cum să vorbim în biserică despre ciclu menstrual, în care multe familii din Republica Moldova, mamele, suntem să vorbească cu fetele despre ciclu menstrual. Nu mai vorbesc aici despre tați, care în general se consideră că sunt ceva separat. Că noi de mici, e că așa am fost formați, așa am fost intimidați. Nu trebuie să vorbești despre asta, nu trebuie să te atingi de aceea, nu ai voie să intri în biserică, nu ai voie, multe, multe. Numai nu! Foarte scurt, continuați un gând pe care îl încep eu. Dacă n-aș fi fost preot, aș fi fost? DJ. Dacă aș fi președinte, aș? Aș face oameni fericiți. Dacă aș avea 10.000 de euro acum, aș? nu mi-am imaginat să am 10.000 de euro. Să facem totuși exercițiul ăsta de imaginație. Ce-ar face un preot cu banii ăștia? Aș investi în construcția noastră, centrul Suceau. Regret că? Sunt doar 24 de ore. Cununia. Destul de răspândit în Republica Moldova. Mulți consideră că până la cununie, efectiv, nu trebuie să trăiască împreună, da? Părinții spun, fetelor și băieții, mergeți și vă cununați, după aia trăiți împreună, pentru că altfel sunteți păcat, păcătoși, da. Și tot așa. Ce înseamnă, de fapt, asta? Și de ce nevoie este cununie înainte de a trăi, propriu-zis, împreună? La noi, în Moldova, probabil ca la nimeni, se pune prea mare accent pe însuși ritualul. Hai să facem, să botezăm, că așa trebuie, ca copilul să nu plângă, ca să nu rămânem copil nebotezat în casă, hai să cununăm, ca să nu trăiască tinerii în curvie. Deci, pentru noi, mai important este însuși actul, procesul care are loc în biserică, e cât esență și importanță. De aici avem probleme foarte mari, divorțuri, abandon de copii. Iată, biserica vorbește despre păcatul avortului, da? Ce face biserica la momentul de față ca să prevină acest avort? Numai din câte cunosc eu, numai Metropolia Basarabiei are centru de criză pentru mame care au vrut să avorteze. Păi, dar biserica promovează că fiecare copil care a fost conceput trebuie să fie născut. Da, dar în ce condiții să fie născut? Nu știu, în condiții de familie. Unde trăiește mama aceasta? Dacă a născut la 16 ani, unde este tată? Tată, desigur că au fugit. Părinții s-au dezis de fata aceasta. Unde se duce fata respectivă cu copil?
fără studii, fără susținerea statului, fără îngrijire bisericii, și unii pleacă. Aici biserica trebuie să ia angajamentul. Ar trebui să existe situații în care avortul este o soluție? Aici iarăși noi trebuie să vedem fiecare caz individual. Dar ce caz ar trebui să fie ca aceasta să fie o soluție bună? Sănătatea mamei. A fost situație când mama, la recomandare și insistență medicului, trebuia să facă avort. Dar faptul că a fugit tatăl e un motiv să renunți la copil? Dacă a fost violată. Noi avem foarte multe familii care nasc câte 4, 5, 6, 8 copii. Și aceștia îmblă și cerșesc pe stradă, mor de foame. Vorbești cu tinerii care urmează să se căsătorească. Da, despre ce? Chiar și despre violență în familie. Despre egalitate de gen vorbim. Despre rolul soților în familie. Cine spală veselă? Cine stă copilul? Cine spală veselă? Și bărbatul. Adică nu doar mama. Tu ești femeie, trebuie să stai acasă, să ai grijă de copil. Chiar am avut situație când un tânăr a spus, dar ce trebuie să merg eu la biserică? Lasă să meargă soție. Zic, bă, dar misiunea ta a fost numai să concepi copilul și gata. Ai grijă și tu de familie, de casă, de gospodărie, de copii. Că noi avem situații diferite. Avem fete care au început viață sexuală în clasa a 5-a și a 6-a. Și asta e normal? Asta e Republica Moldova. Fetele sunt accelerate. Păi hai să alegem ce facem noi. Le dăm o perspectivă tinerilor, le dăm o educație și învățăm ce să facă ei și cum să aibă relații, sau le dăm prezervativi. Suntem prea conservativi la domeniul educației sexuale. Păi, dar trebuie să existe în școli educație sexuală? Nu neapărat să-l numim educație sexuală și nu neapărat trebuie să vorbim acolo despre prezervativi. Trebuie să vorbim dar despre inclusiv modul sănătos de viață. Noi trebuie să vorbim despre consecințele care pot avea în viața unui cuplu, în viața tinerilor care au pornit pe calea relațiilor sexuale prea matur. Hai fim sinceri, în familie lucrurile acestea nu se discută. Cum e mai bine? Să nu te cununci, să trăiești mult timp într-o căsnicie așa mai puțin formală sau să-ți juri iubire pe vecii în fața Domnului și să divorțezi în 2-3 ani? Eu mereu mi-am pus această întrebare și la noi acasă, în familie și în biserică și în discuții publice, de ce tinerii noștri atât de repede divorțează, de aici vezi sesiune foto atât de frumoasă, limuzine, lângă limuzine, într-o mănăstire, pe lângă o biserică, la un havuz, cu holubaș, cu un tort, și apoi divorțează. Ce se întâmplă? Că nu au găsit limba comună. Zic, cum adică în timpul acestor pregătiri au avut limba comună, dar apoi ce s-o... Căsnicie înseamnă dăruire. Înseamnă jertfire. Ce trebuie să jertfești? Din timpul tău, din sănătatea ta, din dragostea ta. Căsnicie înseamnă trecere de la singular la plural. Nu mai sunt eu, suntem noi. Cumva încrederea în biserică, în viziunea mea, scade în ultimii ani. Din cauza anumitor acțiuni ale unor preoți. Sunt mulți care își fac meseria cum scade, dar mulți își permit anumite abuzuri. Iau bani de la credincioși, își cumpăr mașini scumpe, și construiesc case de 10 sau 100 de mii de euro. De ce se întâmplă asta? Și nu sunt conștienți unii preoți că denigrează imaginea bisericii pe ansamblu? Mi-e greu de spus în locul acestor preoți ce simt ei și cum ies din casă și cum simt ei atunci când trec pe lângă membrii comunității care trăiesc în pragul sărăciei și cât de bine dorm ei noapte. Nu întâmplător am întrebat de asta. O postare pe Facebook, de-a ta, acum câteva săptămâni sau chiar luni, adresată invidioșilor.
sau celor care îți reproșează anumite chestii. Ai spus foarte clar cam ce salariu ai. 1500 de lei din care plătești impozite, din care îți asiguri asigurarea medicală și alte chestii. Nu ai mașină, nu ai casă cu două etaje sau mai știu eu. De fapt, din ce trăiești? Doi copii, soții, necesități financiare oricum sunt. Noi nu avem atâtea solicitări și nu avem atâtea pretenții la mâncare, la îmbrăcăminte. Mă îmbrac de la second hand, circul cu transport public, nu am gadgeturi scumpe, nu știu, n-am plasmă, n-am lucrurile luxoase, n-am absolut nimic din genul respectiv. Avem tot necesar. Și chestia aceasta îmi permite să mă simt liber de acest lux. Pentru că e culme în secolul nostru să circul cu o mașină luxoasă și să pretinzi a fi un promotor a valorilor de modestie, de smerenie, de simplitate. De ce a fost nevoie să faci o postare destul de lungă, destul de argumentată? Da. Ce s-a întâmplat? Cine te-a învinuit? Sunt foarte mulți colegi de breaslă care direct sau indirect îmi spun despre apariția mea în public, despre faptul că eu sunt plătit de Soros sau de alte organizații internaționale pentru că promovez egalitate de gen, drepturile omului, drept pentru asta sunt răsplătit la greu de aceste organizații internaționale, iar din banii câștigați plătesc mass media ca să fiu invitat la emisiuni, tot fel de aberații. Îmi pare foarte rău că lumea noastră totuși rămâne la acest concept de a bărfi, de a discuta pe la spate și nu a găsi anumite soluții pentru a îmbunătăți viața comunității noastre, lumii noastre. Știi, Dorin, atunci a fost deja culmea, am explodat. N-am vrut să fac lucrul acesta, dar deja era culmea, pentru că atâtea vorbe, atâtea discuții, neîntimiate. Am vrut doar să dau părere și viziunea cum stau lucrurile. Nu ca să mă laud, nu ca să-mi arăt că eu sunt wow, ce de corect, ce de modest, ci ca să fac o mărturisire publică. Știam undeva că nu este corect între oameni maturi să adresez întrebări despre salarii, bani, venituri. Dar o să risc. Nu este o emisiune care o să apară la TV și nu am pretenția să, nu știu, să fiu extrem de corect în raport cu anumite chestii sau stereotipuri în societate. Deci, de câți bani ai nevoie tu și familia ta ca să trăiți ok timp de o lună? Aici închide ghici. Mi este foarte greu să răspund la această întrebare, deoarece nu sunt Ministerul Finanțelor la noi în casă. Soția răspunde de toate cheltuieri și ea aranjează bugetul din prima zi de când am început să trăim împreună, nu doar acum că locuim în Ghidighici. Repet, noi nu avem cheltuieli și nu avem cerințe foarte mari. Deci bugetul nostru este foarte modest. E vorba de 10.000 de lei, de mii de lei efectiv. Știi, Dorin, soacra îmi trimite lapte și brânză de la țară. Lumea din sat, cineva mai aduce vreo 10 ouă, cineva aduce, nu știu, lapte, ulei, fapt pentru care sunt foarte recunoscător fața lumii și fața creștinilor. N-am necesități de a cumpăra ceva mai special. Eu personal port aceste haine de 10 de ani, și, adică, iată, haina respectivă are 10 ani. Și da, undeva s-o mai rupt, undeva s-o mai cusut și nu schimb, nu am nevoie. Deci sunt niște chestii care nu mă interesează la moment. Eu personal am fost la una dintre bisericile din Republica Moldova, unde se practică exorcizarea. De ce ea încă se practică în momentul în care e interzisă? În limba rusă este o vorbă, prost răjdat potrivitele. Atâta timp cât o să fie solicitări de genul respectiv, atâta timp cât creștinii o să creadă formal,
și nu se creadă în Hristos evanghelic, o să fie și cei care o să presteze asemenea servicii. Dorin, poți să deschizi foarte ușor unele grupuri pe Facebook și să vezi ce discuții poartă, de exemplu, niște mămici. Uite că copilul plânge noapte, ce de făcut? Du-te la mănăstire cu tare sau la biserică cu tare să citească-ți rugăciune cu tare. Asemenea problemă trebuie să fie adresată la un medic. La un medic foarte bun și anume pe domeniul respectiv. Nu trebuie să duci la biserică. Și eu nu o singură dată am spus că în multe situații omul trebuie să adreseze la psiholog și nu la preot. De multe ori la noi epilepsie este catalogată drept îndrăcire. Epilepsie este o boală care trebuie să fie tratată foarte, foarte pașnic și foarte atent. Dar sunt oameni care au fost băgat în cap că tu ești îndrăcit, că ai duh și gata, el stă acasă și nu stratează și agravează. Aici este un pericol foarte mare. Dacă biserica nu explică corect, ea pierde din membrii comunității. Și aceștia mor. Eu reacționez foarte calm în legătură cu asta și zâmbesc. Dar cineva care îi spune că e legată cu nunie și trebuie să vină câteva duminici la rând acolo, să plătească sume de bani enorme, poate omul ăla în genere nu are de unde să achite asta. Asta e o minciună. Ce ar trebui să facem cu așa preoți? Dacă nu ești căsătorit, stau leagă. Care este problema? Nu e legat cu nunie. Poate tu ești prea mufturos. Poate tu prea ești pretențios. Poate trebuie să schimbi și tu locul unde cauți fetele. Nu le cauți prin cluburi de noapte și prin restaurante luxoase. Poate o găsești, nu știu, într-o bibliotecă, chiar și în biserică. De ce nu? Că avem foarte mulți tineri care și-au găsit destinul lor în biserică. Și într-o cafenea mai simplă. La noi, în Republica Moldova, preoții sunt foarte duri. De ce există această atitudine? În raport cu cetățenii ai Republicii Moldova, care au alte preferințe sexuale. Deoarece, iarăși, este din categorie tabu și așa a învățat societatea noastră să discrimineze, să pune clișei, tu ești verde, tu ești roșu, tu ești albastru. Exact. Și lucrul acesta vine din biserica copilărie. Biserica alimentează chestia asta. Nu aveți impresia asta? Păi da, dar și acești preoți care exprimă astfel de mesaje, ei tot au venit din familie, unde au fost așa educați. Din familie vine această ură, această violență, această lipsă de toleranță. De acolo vine. Uitați-vă ce fac copiii la grădiniță și vezi cum ei se arată, cu dești, cum ești îmbrăcat, ai tabletă sau nu ai tabletă. Ești, părinții te-au dus cu mașină sau ai venit pe jos. Asta vorbești din perspectiva copilului tău. Da, chiar din perspectiva copilului nostru. I-a arătat cu degetul că nu are tabletă? Asemenea probleme, da, am avut asemenea discuții și am explicat, am spus că, băi, nu contează cum arăți, contează ceea ce faci și cum faci. Păi și de ce atunci, în raport cu membrii minorităților sexuale sau reprezentanții acestor minorități, biserica e atât de categorică? Pentru că biserica crede că există un pericol. Și când am spus într-un interviu anul trecut că noi nu avem 96% ortodoxi, avem maximum 20%, am fost învinuit că spun minciuni. Păi dacă avem 96%, de ce să ne fie teamă de un grup minoritar? Dar cine sunt eu ca să întreb dacă ești homosexual? Preot. Preoții, păi da, de regulă își permit să întrebe multe chestii. Eu nu sunt judecător. Biserica este casa Domnului. Și după care principii să-l scanez ca să văd că este homosexual sau este liberal sau că este creștin-democrat sau că este sărac sau că este bogat. Vin oameni la biserică, au o anumită, nu știu, problemă sau un anumit eveniment frumos în viață, da? Fie cununii, fie botez, fie mormântare. În funcție de asta, unii preoți stabilesc anumite prețuri. În funcție de hainele în care sunt îmbrăcați persoanele care s-au adresat, în funcție de mașina cu care au venit sau dacă îi cunosc din localitate nemijlocit. Sunt anumite prețuri pentru serviciile pe care le oferă biserica. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus tu despre mașină, despre îmbrăcăminte. Când
apar aceste discuții cu taxe în biserică, cu prețuri, cu cununii, botezuri și mormântări, unii preoți fac referință sau fac replică de genul: păi da, dacă ei au bani pentru așa mașină sau așa nuntă, oare nu găsesc acolo vreo 500 sau 1000 de lei să plătească cununii? Zic, stop! Cu ce ocazie tu te uiți cu ce limuzină a venit el sau ce bani a investit el în nuntă respectiv? Da, la noi, la moldoveni, ca la nimeni, fală, primul plan, da? Cât mai multe cheltuială, cât mai multe păcăzuhă de asta, să arăți că mașină, nu știu, localul, nu faci în sat, dar te duci în oraș, în cel mai luxos local, ca să demonstrezi cuiva ceva. Aici e vorba de educație. Și nu eu, ca preot, trebuie să arăt cu deștiu, băi, stai, aulea, că tu ai venit cu limuzină, n-ai tu acolo vreo 2000 de lei să plătești cununie. Deci, propriu zis, taxe nu există, da? În mod normal nu trebuie să existe taxe, pentru că biserica nu este supermarket, unde plătești anumite servicii. Membrii comunității creștinii trebuie să contribuie, să fie contribuabili. Dar pentru aceasta trebuie să cunoască unde merg totuși bani. Suntem în perioada sărbătorilor pascale, urmează Paștele și după aia Paștele Blajenilor. Paștele Blajenilor s-a transformat cumva din sărbătoarea în care sunt pomeniți morții sau ar fi trebuit în mod normal, într-o sărbătoare a falei, în prezentări de modă la cimitire, în fete cu fuste scurte care se plimbă prin cimitir cu tocuri foarte înalte ca pe podium și machiate ca la balul de absolvire. De ce avem chestiile astea? Fala aceasta, chiciu acesta național, el există și poate dispărea doar prin educația formală, non-formală, care trebuie să fac preoții în biserică și în stradă și în școală. Să explice, să învețe cum trebuie să vii în biserică. Și aici nu trebuie să vorbim doar despre fete. Vorbim și despre bărbați care vin îmbrăcați diferit, fumează în curtea cimitirului, beau, mănâncă, nu știu ce acolo. Nu trebuie să luăm doar o verticală, da? Că doar fetele sunt. Mai ales că anul trecut nu au avut fete de unde să defileze, că era frig. Păi, dar la noi e foarte simplu. Merg acolo, vin cu mașini foarte scumpe, arată rudilor cât de bogați și avuți sunt și la final, deci fac prezentarea asta de mod, așa, cu ghilimelele de rigoare și la final mănânc acolo și consum alcool în exces. Categoric, mâncatul în cimitir este un lucru destul de urât, atât de teribil. Lucrurile de gen mâncatul, băutul, acasă. Am venit, am pomenit, ne-am rugat, am comunicat, ne-am îmbrățișat, ne-am prăștit pe acasă.